Ce facem astăzi? Astăzi, fiind zi de dulce, am o propunere de trei deserturi. Este vorba despre bulgăraș gingaș. Probabil că aș putea să spun că vă reamintesc această rețetă, însă este o rețetă simplă în trei variante diferite, trei gusturi diferite, mac și vanilie, foarte interesant, fistic și lime, însă am și varianta clasică, nuci și coajă de lămâie. Mulțumim, Vlăduț, gospodinele, îți mulțumesc că le dai idei și le mai scoți din obișnuitul banal. Ramona, nu ne-ai zis vorba? Păi ți-am zis că aș avea nevoie de o chestie de aia care te ține în brațe și te minte. A, am crezut că e o dorință. Nu era o dorință, ar fi fost una dintre glume și aș fi vrut să râs, dar e ok, dacă nu râde Răzvan, cine să râdă și pentru mine? Da. Ce dor îmi e, Răzvane, de tine? Da. Nici oftalmolog, nici măcar mirosolog de-asta, ca să-ți dai seama că... Atunci când se rade coaja de lime, trebuie să vii. Trebuie să apari. Miroase era și coaja de lămâie și coaja de lime. Și coaja de lime, pentru că exact sunt trei variante, au aceeași bază. Le faci pe toate? Mai precis, exact. Au aceeași bază, mai precis 350 de grame de făină. Da. Tip 550 sau așa cum cunosc gospodinele 3 nule, 250 de grame de unt, 82% grăsime tăiat în cubulețe, 150 de grame de zahăr pudră, 150 de grame apoi din fiecare ingredient, mai precis din topping. Mac, miez de nucă și, bineînțeles, fistic. Macul, de exemplu, câte un ou la fiecare variantă, deci este o rețetă destul de economică. La mac am crezut și sunt convins, de fapt, că vanilia se potrivește cel mai bine. Și aici ai niște rom sau niște... Nu, acolo este extractul de vanilie. Vanilia, ok. Da. Și aceasta trebuie să fie... Da, credem că un pic de rom, era prăjită da. Dacă era rom. Am varianta cu nuci și cred că aceasta cu miezul de nucă se potrivește foarte bine cu coaja de lămâie. Miroase foarte frumos și din cuptor și în bucătărie atunci când le... Și bizon se potrivește bine. Exact. Mm-hmm. Și sunt atât de fragede încât nici măcar nu trebuie mestecate, se sfărâmă pur și simplu. E baia, mi-a căzut ochii. Iar fisticul l-am asociat cu coaja de lime. Nu numai că cele două culori sunt de acest verde foarte, foarte plăcut, însă fursecul devine mult mai interesant. Este vorba despre bulgăraș gingaș. Deci mâncăm trei sortimente astăzi. Trei sortimente, da, exact. Bine, se pot face mult mai multe, se pot face și cu migdale, se pot face ce vrei, absolut, se pot face cu fructe confiate sau cu stafide sau combinate toate oleaginoasele între ele. Adică există o variantă. Modul de preparare la fel la toate. Modul de preparare este absolut la toate. Toate ingredientele se adaugă într-un bol, se frământă, dar aici există un mic secret, nu se frământă de tot. Adică trebuie salate în vasul în care îl frământați ca un crumble. Iar atunci când strângeți în mână, trebuie să rămână compact. A, okay. Deci nu trebuie frământat într-un aluat foarte omogen. Exact. Bine, ne întoarcem să vă arătăm nu un desert, ci trei deserturi, dar după ce vorbești de prăjitul vorba. Voi nu simțiți un miros? Ba da. Ba da, miroase a prăjitului. Ce înseamnă? Că trebuie să scot de la cuptor. Da, exact. Ce avem la cuptor? Ce variantă? Varianta, da, avem... Asta este varianta cu nucă. Astea sunt alea de nucă. Cu mac. Uite că am strivit unul. Trebuie mare atenție. Că foarte margine. Vezi că e foarte fierbinte. Zice că tu ai obiceiul ăsta să bași foarte, foarte fierbinte în gură. Lasă să răcească. Mai bine. Ia uitați ce am făcut aici. Am varianta cu mac, pe care deja le-am scos, le-am pudrat cu zahăr. O parte din cele cu nucă, de asemenea, trebuie pudrate cu zahăr cât sunt călduțe. Ultima variantă este cea cu fistic și imediat o să vă arăt cum procedez, pentru că v-am spus, aluatul este... Asta ziceai, să-l lași mai fărămicios. Da, este sfărămicios, exact. Atunci când îl strângem în mână, atunci devine compact. Și cât se poate de simplu, rupem bucățele din acest aluat și le așezăm. Trebuie să fie aproximativ egale, nu trebuie să fie la fel, nu trebuie să aibă aceeași formă. Rupem bucățele și le așezăm pur și simplu pe hârtia pergament, urmând ulterior să dăm tava la cuptor la 170-180 de grade, însă trebuie să supraveghem cu atenție cam 10 minute, 12 minute. În momentul când sunt gata, au vârfuri aurii, iar... Și miroase ars în casă. Nu. Iar baza fursecului este, după cum se vede, un pic rumenită. Atunci este gata.
și după aia așteptați un pic, nu-l băgați în gură foarte fierbinte sau măcar nu-l luați în mână foarte fierbinte, ci așteptați să se răcească puțin. Nu-i așa, Ramona? Da, tu ne dai lecțiile astea că tu bagi tot ce e fierbinte în gură. Tot pentru că sunt atât de pofticios încât nu am răbdare. Hai, știi ce n-am răbdare? Am răbdare. N-am răbdare până vara viitoare. Lasă până vara viitoare. Da, colegilor din regie, o să mergem pe repede înainte. Avem trei tipuri de bulgăraș. Bulgăraș avem cu mac, bulgăraș cu fistic și bulgăraș cu nucă. Ei se prezintă în felul următor. Mulțumim tare mult, Vlăduț, pentru că ai reușit. Mare drag. Ne vedem duminică cu o parte din colegii noștri care vin tot cu șvichii la buzoare, care este stresat de timpul lui și a zis să dau la observator că poate repede. A intrat genericul, l-ați dat și voi mai repede înainte. E foarte simplu. Regia, Michi Mistrețu. Și Mistrețu. Ne vedem cu mine. Să vă mulțumim.